Ia uite, ce frumos! Ați ajuns din nou pe Super Gadget. Minunat! E platforma aia pe care aflăm cum ne face tehnologia viața mai ușoară. Update săptămânal cu videouri, cu articole, cu tot ce trebuie. Ce avem astăzi în program? Simplu. Cum să nu vă certați de la mâncare, lecția Xiaomi Smart Pet Food Feeder. Sfaturi despre cum anume să abordezi situația culinară cu jumătatea ta mai bună. Încă n-avem. Dar în ceea ce privește animalul tău de companie, lucrurile sunt, din fericire, ceva mai simple. Știe ce vrea să mănânce și știe când vrea să mănânce. Cât se poate de des. Și acum, lucrurile sunt și mai simple. Pentru că avem dispensere de mâncare foarte inteligente, cum ar fi acest gadget de la Xiaomi, foarte sugestiv numit Smart Pet Food Feeder. Și care este, din câte poți vedea, și foarte arătos. Hai, Lando, vine aici. Hai sus. Aici. Bravo. Stai. Ușor. Ia, să ne potolim puțin. Hai. Hei. Asmeli, ușurel, fată. Ia, cu ascund. Vino sus aici. Vino sus să ne iubim puțin. Hai de sus. Landuțu, vino tu sus, mă băiat. Așa, mă băiat. Vino cu aici. Stai ușurel. Tetei sunt foarte agitați. Pentru că au foarte multă energie, pentru că sunt niște cea crasă. Ia. De ce faci, fată? Asta este bunica. Aia de jos e sus, e bunica. Asta este Lando. Lando este tinerelul. Pleacă de aici, nesimțitul. Și asta este cea mai preferată cățelușă de pe fața planetei. Da, o cheamă Asmeli. Asmeli, uite-te la ea puțin cum este. Ia. Asmeli este fata lui Sushi. Pardon. Așa. Da, hai. Pentru că vorbim despre un gadget pe care să-l ții cât mai la îndemână pentru companionul tău prin casă, Xiaomi chiar și-a dat interesul ca Smart Pet Food Feeder să fie cât mai puțin intruziv în căminul tău și cât mai plăcut vederii. Iar eu cred că le-a reușit. Practic, dacă vrei, partea de Feng Shui este un bonus binevenit în cazul acestui dispenser. Chiar dacă n-o fi un atribut prioritar în procesul de achiziție. Mai important este însă faptul că a fost gândit să reziste presiunilor. De exemplu, bolul de mâncare din oțel inoxidabil, ușor de îndepărtat și de spălat, este pus într-un suport care se prinde cu magneți de corpul aparatului, astfel încât să fii sigur că atunci când vine masa, o să pice tot timpul unde trebuie. Magnetul este suficient de puternic, iar dacă totuși companionul tău blănos reușește să-l desprindă, vei primi o notificare pe aplicația de pe telefon, iar alimentatorul, adică fanta prin care este eliberată mâncarea, a fost proiectat astfel încât să protejeze lăbuțele animalului de companie, în cazul în care negocierea cu dispenserul devine fizică. Acesta se retrage dacă detectează rezistență, iar cablul de alimentare este și el rezistent la mușcături excesive. Un detaliu enervant, probabil, pentru companionul tău, dar îmbucurător pentru tine. Ca dimensiuni, aparatul are aproape 39 de cm înălțime, 18 cm grosime, mă rog, sau adâncime, și 31 de cm lățime. Xiaomi Smart Pet Food Feeder a fost gândit pentru a servi ca dispenser pentru pisici sau căței de talie mică și medie. Așa că nu este recomandat, de exemplu, pentru pui cu vârsta mai mică de 3 luni sau pentru câini foarte bine crescuți. Pentru ca procesul de eliberare a hranei să se desfășoare fără vreun fel de emoție, ideal ar fi ca bobițele de mâncare să fie de formă circulară, nu înstelată sau foarte colțuroasă, iar diametrul lor să fie cuprins între 5 și 12 mm. Ca să nu stai cu rigla după tine, poți să iei ca referință o baterie AAA, care are diametru de 10 mm. Rezervorul este plin. Pet Food Feeder este aici. Căței au venit la mâncare. Dar nu primesc mâncare așa de nebun direct din rezervor. Rezervorul se bagă frumos aici, în locul lui. Asta este capacul, care intră așa, cred că intră. Gata. Foarte frumos. Asta este capacul din spate. În partea din spate avem acest loc unde intră alimentarea. Și mai avem aici un loc care se acoperă cu această clapetă. Da, frumoasă, da. Așa, uite, foarte frumos. Se bagă Pet Food Feeder în priză. Așa. Și acum? Hai să vedem. Asmeli, mănânci? Ia, fii atent. Uite. Uite niște mâncare. Ia, vrei?
Lando, vino mă că tu ești fomist. Lando! Sushi! Hai, 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 hai! Hai, Lando, sushi! Hai, 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 hai! Ia! 5 grame de mâncare pentru voi. Ia, ia uite. Haide, uite aici. Sușica, tu ești fomistă fată. Vino aici, haide. Vino aici jos la mâncare. Haide jos la mâncare, te rog. Hai, uite aici. Ia. Așa, mă, fată. Funcționalitate. Aici lucrurile sunt cât se poate de simple. Îți instalezi aplicația Xiaomi Home, disponibilă pe toate platformele, faci pairing cu Smart Pet Food Feeder și de aici verifici în timp real situația. Poți chiar să o setezi să primești notificări atunci când aparatul eliberează mâncare. Atunci când rămâne fără mâncare în rezervor, te va notifica oricum. Și îi poți activa modul Child Lock, astfel încât butonul de pe aparat prin care eliberezi mâncare să nu funcționeze. Cu toate că dacă se ajunge aici, dăm voie să te felicit, ai un pet foarte, foarte smart. Tot din aplicație poți să creezi un program de eliberare hrană, iar dacă nu știi cât ar trebui să primească, să știi că ai și o bază de date cu pets, așa că primești chiar de la aplicație sugestie de program de mâncare. Dar cum animăluțele noastre de companie sunt fiecare unice în felul lor, cel mai bine ar fi să te consulți cu veterinarul în privința asta. O porție de hrană are 5 grame, așa că de aici totul este un calcul incremental de 5. Și pentru că poți controla de la distanță gadgetul, asta te scapă și de o mare grijă atunci când pleci de acasă mai multe zile. Vei ști sigur când și mai ales câtă hrană primește petul tău. Iar în cazul în care anxietatea ta deja a ajuns la situații neplăcute, păi și dacă se ia curentul? Și dacă pică internetul? Și Xiaomi s-a gândit deja la asta, așa că a dotat Smart Pet Food Feeder cu un sistem de siguranță. Baterii direct în aparat, iar programul de mâncare este și el salvat în aparat. Problemă rezolvată. Probabil că nu-ți dai seama cât de mult ai nevoie de un dispenser de mâncare până când nu ajungi să-i vezi potențialul. Iar Xiaomi Smart Pet Food Feeder este pregătit nu doar să te ajute să menții nutriția animăluțului tău în parametri optimi, dar îți face viața mai ușoară și atunci când ești plecat de acasă, pentru perioade mai lungi. Iar operarea prin intermediul aplicației e la fel de simplă cum a fost să-l găsești, să-l plătești și să-l folosești. La Vodafone ai mereu super reduceri și poți să-ți iei câte device-uri vrei pe același abonament. Dacă ai deja un telefon pe abonament, e simplu să-ți iei și un pet food feeder.